relaxez, mă relaxez și eu. Totul bine și la locul lui. Bună la toată lumea! Bună seara! Da, bună seara! Da. Suntem aici, clienta noastră, Dana, să facem sesiune de curățare. Așa. Este prima sesiune. Avem unele puncte, da. Așa. Unele puncte, informații, iar restul ce o să mai reiasă. Bun. Să fac inducția la prima persoană. Da. La persoana întâia, să da. Spun. Da. Inspiră, expiră, relaxează-te. Iar într-un moment am să te ajut să te relaxezi și mai mult, fizic și mental. Într-un moment am să încep să număr de la 10 la 1. Iar cu fiecare număr pe care îl spun, lasă corpul și mintea ta să se relaxeze și mai mult. Și 10, mai adânc, relaxată. Și 9, continuă să te relaxezi, iar tu poți auzi fiecare sunet din jurul tău foarte bine. 8, însă niciun sunet nu te deranjează din această stare de relaxare. Chiar mai mult, fiecare sunet. 7, inclusiv sunetul vocii mele, te ajută. 6, să te relaxezi și mai mult. 5, mai adânc relaxată, mai liniștită. 4, ca și cum tot ceea ce ar conta pentru tine în acest moment. 3, este să obții o stare de relaxare și mai plăcută. 2, cu cât te relaxezi mai mult, cu atât mai bine te simți. Și cu cât te simți mai bine, cu atât te poți relaxa încă și mai mult. 1. Încă o dată, dublează relaxarea și observă cât de bine te simți. Doar ca rezultat al acestei stări de relaxare. Declarăm această ședință deschisă și ne facem protecții pe noi și împrejurimile noastre pe tot parcursul ei, incluzând device-urile și conexiunile folosite. Iar acum, 1, 2 și 3, Cristina, tu conectează-te telepatic și informațional cu partea sufletească a lui Dana. Iar tu, Dana, spune-ne ce percepi, cum te simți. Spune, Dana, dacă te simți înăuntru sau în afară. Deci răspunde la întrebări fără să te gândești. Înăuntru. Înăuntru, dar este întuneric sau lumină? Întuneric. Așa. Ești singură sau cu cineva? Singură. Singură, da? Bun. Deci ești înăuntru, în corp, da? De asta te-am întrebat așa. Bun. Pe mine mă percepi undeva lângă tine? Deci nu în fizic, da? Nu legat de corpul fizic. Da. În afară ceea ce reprezintă fizic. Da. Mă percep unde anume? Lângă mine. Așa. Ce ți inspiră prezența mea? Ți inspiră încredere, de exemplu? Siguranță. Siguranță, da? Bun. Da. Foarte bine. Așa. Tu cum o găsești pe ea? Ca parte sufletească? Cum arată? Da, trebuie să-mi redirecționez atenția spre ea, pentru că eu mă dusesem direct la băiat și da. Am văzut deja două chestii, așa că o să te rog să chem partea sufletească a băiatului aici, cu noi, să vină în fața noastră, da? Da. Vezi că el nu este singur, tu percepi lucrul ăsta? Adică unde ar fi, unde se duce, el nu se duce singur.
Are în spate un umanoid care are față de felină, da? Și este un pic roșcat la piele, are piele alb roșcat, o rozie așa. Și deci corpul este, are patru degete la mâini. Și degetele sunt așa un pic cu bilă, cum ar fi, știi, lăbuțele de la lei. Da. Așa, și părul este roșu, da? Da. Este un mascul, da? Are deci, un... E Lior mi-a venit prima dată. Ce rasă este? Leonian. Da. Este din zona Telenia, din Pleiade. Deci o zonă, cum să spun, în care nu sunt numai păr sufletești. Da. Da. Deci are o foarte mare influență asupra lui, da? Este chiar și, ca și cum i-ar da voie lui Lior să intre și să se manifeste prin el, da? Da. Tu ce percepi? Cum că mi-a spus dumneavoastră, vă văd și eu. Deci spunem tu, nu dumneavoastră. Da, tu. Așa, nu ne putem vorbi la plural aici. Da. Așa, deci, da, bun. Deci, leușorul ăsta este un însoțitor și simt că ei au o legătură foarte puternică între ei. Un contract foarte puternic au între ei, da? Ca și cum de fiecare dată când dănuți au un alt corp, deci el se manifestă ca prezență. Și nici Dan nu-și poate face cum trebuie experiența și nici el nu poate să intre în lumea noastră să se manifeste. Da. Adică încurcă experiențele. Nu s-a manifestat așa de fiecare dată, dar văd un loc așa, foarte interesant. Deci este construit din niște coloane albe de piatră, foarte înalte, are un tavan, este circular locul ăsta. Este ca un amfiteatru, să spunem, da, care scaune. Știi, deci sculptate din materialul ăsta. Pare a fi os, pare a fi piatră, dar coloanele sunt ceva, sunt superbe. Da. Deci sunt lucrate cumva cu o tehnică în filigran, ceva deosebit. Este foarte frumos și îți dă impresia de septic aici, de foarte, foarte curat. Da? Da. Și deci îl văd pe el că este un elev. Iar, sunt mai mulți? Da, sunt mai mulți. Dar cumva sunt în fundal, ca într-o umbră și nu are importanță pentru că noi ceea ce dorim să aflăm este despre Dănuț, da? Da. Nu despre ceilalți. Da, așa și... Deci Lior ăsta este în față ca un profesor, ca un învățător. Da. Deci învață tehnicile radiane aici. Adică? Adică deschiderea simultană a subportalelor în subdimensiuni. Eu simt că ei au venit aici din Atlantida. Deci el trăia în Atlantida, da? Părinții lui trăiau și pe tine te văd acolo în Atlantida. Tu ești mama lui și aici, în Atlantida. Cine era tata? Ești blondă aici, adică ai părul castaniu foarte deschis spre blond. Tot timpul am știut că am prins mai puțin. Da, deci tata este un bărbat foarte impunător, foarte înalt, înțelegi? Și cumva, deci, o conștiință rece îmi vine să spun. Arvar, deci, se numește acest bărbat și în neamul ei reprezintă pe străbunicul matern, da? Da. Așa. Deci, au fost aici cuplu și au băiatul ăsta. Deci, se numește Cilot în viața asta. Și, deci, l-au trimis la... învățătură, da?
Da. Deci ei învață, da, colaborează cu leonienii, deși leonienii nu sunt părți sufletești, dar leonienii au spirit. Da. Adică sunt părți spirituale, adică au o energie continuă, da? Își pot susține forma și structura, da? Da. Da. Nu sunt dependenți, să spunem, de energia altcuiva, cum sunt alte clase de entități mai joase. Au o vibrație ușor mai înaltă, să spunem, da? Da. Deci ei depun un jurământ la terminarea școlii, da? Văd că sunt legați, vezi că și băiatul are părul aproape alb, deși este tânăr, un blond da. Alb, da? Așa, și este înalt și subțire, un băiat frumos la față, aici, tare frumos, da, limpede, așa, cu o față clară, frumos, știi? Și deci da, îi leagă cu ceva uriu, care are dungă albă și borduri bleu. Cu un, așa, leagă la spate și la ochi, știi, leagă. Face un nod așa ca o, ca o fundă, înțelegi? Da. Și ei depun un jurământ. Da. Pentru că lucrurile care se predau, asta este numai o parte din cursul când ne-am conectat. Adică este o temă, cum ar veni, știu eu, fracțiile la matematică, na. Adică, da. Deci totul se învârte în jurul modului de a deschide portaluri cu unelte. Da. Iar uneltele acelea sunt reprezentate de ori cristale direct șlefuite în piramidă, ori cristale montate în piramide, da? Da. Deci este un material care este mai presus ca aurul. Asta vreau să văd, dacă se găsește, de exemplu, în punctul nostru din univers și dacă mai există. Da. Deci, material... Da, se numea IR cu Y. IR, iar. Se numea Y, ar, iar acest material. Și, deci, acest material este un conductor interdimensional mai bun. Are puteri mai deosebite, pare să că a fost și în dimensiunea noastră, dar ce l-au s-a furat, întâmplat? L-au furat cu totul, l-au epuizat, l-au luat, da? Da. Văd niște mine epuizate, nu are niciun rost să le mai localizez, da? Așa. Da. Și deci jurământul ăsta se referă la, este ca un jurământ al tăcerii. Adică să nu dea informația asta mai departe, da? Da. Pentru că cei care sunt prezenți aici la cursul ăsta sau școala asta, să spunem, așa, deci sunt foarte, cum să spun, sunt aleși pe sprâncean. Da. Adică, da, spune. Nu, am înțeles. Am înțeles. Da, da. Așa, deci sunt... aleși în felul ăsta pentru chestia asta, da? Da. De cine sunt aleși? Cum se face selecția? De către cei care predau la școală. Da. Deci nu îi primesc pe toți, da? Este totuși în contractul ăsta între ei o chestie de supunere, ca și cum ar trebui tot timpul să recunoască ca maestru pe Liar. Da. Știi? Și dat fiind că este, nu este făcut în termeni foarte fixi, deci el însuțește când vrea după aia prin vieți. Da? Da. Nu este prima viața lui pe, în dimensiunile astea. Și chiar și Atlantida, deci este, cum să spun, o parte smulsă din nivelul 3 și ridicată în nivelul 5, dar ca și loc tot prin jurul Pământului, dar nu este în dimensiunea noastră. Da. Adică în a noastră, nu este în dimensiunea fizică pe care o trăiau oamenii. De-aia sunt numai legende și chestii, înțelegi? Da. Pentru că cei care puteau să acceseze
nivelul 5, ei mergeau acolo, puteau să vadă, știi? Chiar dacă nu în fizic, se puteau teleporta energetic vorbind și puteau să viziteze aceste lucruri. Mai mult decât atât, atlanții ofereau avatar de vizită, văd. Da. Treburile nu ies așa cum trebuie, pentru că ei fac niște experimente. Ce experimente și ce fel de tehnologie deci, se folosește în acele timpuri? Tehnologia este cuantică, indubitabil, da? Da. Iar ceea ce se, ce vrea să se aducă este o unificare a întregului univers prin portaluri succesive, da? Da. Ca, închipuiți-vă acea spirală a lui Fibonacci, știi? Ca un melc, înțelegi? Și de acolo portal, 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 să poți ieși în oricare punct, în oricare timp, în oricare galaxie, da. Dar numai că ei, ceilalți, știi, de dincolo, care au auzit, au știut de proiectul ăsta, au fost cumva deranjați în izolarea lor, da? Poate da. Anumite rase aveau secretele lor, poate. Știi, și au subminat, da? Da. De aceea văd trei rase mai agresive, da? De fapt, ele sunt 7 de toate, da? Să spunem, mai sunt 4 în fundal, care fac un fel de consiliu, da? Și da. Se hotărăsc ca să facă ceva la portalul ăsta experimental, da? Să dea impresia că nu merge, da? Da. Și într-adevăr au niște dispozitive foarte puternice și ei nu aruncă prima poartă pe care o deschide în partea asta, da? Da. Dar le lipesc efectiv succesiv pe celelalte. Da. Și deci ei deschizând portaluri, dorind să pășească în aceste portaluri, au surpriza ca de la pasul 3 încolo să dea o lume blocată, pietruită așa, ca un perete neted de sticlă, care vezi că are ceva în el, ceva după el, dar nu poți să treci din el și de el și nu se sparge cu nimic. Da? Da. Este vorba de dispozitive care își fac o rază unică, cuantificată și care ține energia asta să se deschidă. Ea nu se întâmplă de tot, că nimic nu se modifică, știi, pentru totdeauna, definitiv, da? Toate se schimbă, toate circulă, energia circulă în fine. Dar da. Este socotit drept un eșec, da? Și deci îi văd pe cei care au participat la acest proiect și nu vorbim numai de el care a învățat tehnicile astea, mai mulți. Îi văd că sunt deportați pe Terra. Într-o închisoare terestră, da? Da. Închisoarea asta este ținută de cumva de mantiși și reptilieni, draco-reptilieni, da? Adică susținută nu susținută energetică, nu-i bine. Că ei papa energie, nu dau. Susținută informațional, să spunem, da? Aparent, sunt niște oameni vânjoși acolo. E o zonă pustie, așa, parcă a fi o parte dintr-un perete prăbușit în junglă și ei sunt închiși în niște grote, așa, subterane și au numai bare, știi, de fier. Da. Știi unde dă malul înspre aer, înspre curat, așa, și atunci, cum să spun, este chestia asta, treaba asta, că deci ei nu suportă corpurile lor sunt învățate, dar corpurile lor în lung cu o vibrație mai bună, un aer mai curat, înțelege, aproape nu mănâncă acolo, aproape și deci este o degradare rapidă, parcă se încrețesc și parcă îmbătrânesc brusc, da? Așa se sunt corpurile de așa natură? Deci sunt corpurile lor de atlant, dar mediul nu este cel prielnic, da? Nu mai există energia aia minunată care o au în Atlantis ca să suporte, știi, tinerețea, pielea aceea lucioasă, știi? Deci sănătatea perfectă, știi? Oasele lor,
ale atlanților nu erau mate ca noastre, albe. Oasele lor erau semi-transparente. Adică vedeai energia circulând prin ele, da? Și ei vin într-un mediu grosier, da? Da. Și atunci se deteriorează și decedează, da? Da. Deci decedează în aceste corpuri, da? Da. Așa. Sunt destul de mulți, sunt 30 ceva, da? Și deci iau la... Așteaptă cineva după ce decedea să adune corpurile? O întreagă cohortă, nu corpurile. Corpurile în sine, da. Corpurile sunt mumificate. Bine că au trecut secole și prăbușiri și asta și sunt foarte înăuntru. Dar le văd clar că nu s-au topit. Că parcă au prins o bulă de aer, știi, între straturile de noroi, de pământ. De asta și există și astăzi. Știi? Da. Acolo. Și sunt mumificate cumva. Nu sunt deteriorate. Probabil și condiția cu care au venit, da? Da. Și să știi că ei știu că sunt acolo și au încercat să le folosească cumva. Măcar să releveze elemente din ele și să-și formeze ei avatarul. Dar nu au putut. Da. Până la urmă n-a fost compatibil, mai ales ceea ce... Așa. Și... Deci, practic, aici este un mic aspect al lui, da? Da. Un mic aspect din suflet, deci se uită la corpul ăsta, că este încă întreg. Și știe că este un corp, da? Primul corp în care s-a născut, adică definitiv, de la naștere până la moarte, pentru că, în rest, până la experiența asta, el a avut avatare, dar nu fixe, din care putea intra și ieși, da? Da. Și după ce pleacă din existența asta, ia cunoștință cu Domnul. Deci, cum îi afectează? Mă uit că în vremurile astea, multe dintre suflete, știi, au trăit în lume fără Domn și nici n-au avut idee și cunoștință că există. Ca și cum ar da cu capul de ele. Da. Este ceva ciudat. Da, numai că el face o analogie cu acel bloc de la al treilea portal încolo. Înțelegi? Adică spune cumva că providența, știu eu, universul l-a pedepsit, că a încercat să modifice lucrurile în el și atunci l-a închis într-un loc unde este sticlă de aia, la fel de nu poate trece, știi? Da. Și... văd că se apropie de el, așa, și îl iau cu binișorul, da? Și spune că el lasă, că nu este un loc chiar atât de rău. Și zice să știi că și prin Domn se trece, dar dacă tu îți împlinești destinele, dacă faci bine pe pământ, știi? Da, și, în destinul lor. Da, timp în care, bineînțeles, deci văd... esența leonianului, da? Deci este prezent cu el. Nu tot leonianul în sine, ca o extensie, nu găseam cuvântul. Da. Așa, știi? Și deci leonianul are grijă ca el să nu fie dus de către entitățile celelalte care spioane față de civilizația lor. Așa, și să nu fie dus acolo ca să le spună secretele, da? Da. Ei știu că există posibilități prin care poți sparge mintea unui om, să spunem, când este încarnat și poți să afli cele mai vechi, cele mai subtile lucruri, da? Da. Așa, stări de conștiință modificată, da? Și atunci, deci, îl urmărește, știi? Da. Îl urmărește. Este o protecție, dar este interesul leonianului, al lui Lear. Da? Și deci este o protecție și o promisiune de reîntoarcere, da? Că toți cei care au trecut prin școala lor, parcă prin acel contract, știi, pe care
că li s-a pus banda și uh-huh. au jurat acolo, parcă jură de fapt să se întoarcă la ei și cumva să trăiască uh-huh. împreună cu ei, știi? Da. Adică să facă lucruri, dar pentru să cât fac... timp este acest contract? Pe ce? Pe ce? Da? Deci exact. Ceva la 600 de mii de ani. Da, deci indefinit. Da, deci leonianul ăsta liar în sine ca spirit, așa, deci ca spirit individual, că nu vorbim de o da. Masă spirituală colectivă, are în jur de 30 ceva de mii de ani. Dacă da. Ar fi să calculăm în anii terestri, da? Uh-huh. Dar văd că și-au modificat lumea, nu știu de ce ei nu mai umblă, și-au pierdut corpurile cumva, da? Da. Așa și de ce încearcă să redeschidă portaluri cuantice, dar prin intermediul ființei cu suflet. Da, pentru că ei nu mai au capabilitatea. Da, deci le lipsește acel ceva. Da. De fapt, uite că e ascuns partea asta. Că deci ei cunoșteau tehnologia, aveau tehnologie, aveau cunoștință, aveau toate. Dar dacă uh-huh. nu era și interesul, gândul să spargă barierele, energia sufletului, lucrurile astea nu se întâmplau niciodată. Da. Pentru că tocmai asta au blocat rasele uh-huh. acelea, știi, ca să nu se deschidă, știi? Era o da. deschidere ca o unitate dincolo de mentalul fizic, o unitate mental de conștiință a întregului univers, uh-huh. știi? I-ar fi făcut să se cunoască unii cu alții, înțeles, să se înțeleagă unii cu alții. Da, care nu așa? Era în folos păi chiar da. Și deci interesele au venit în contradicție cu interesele generale da. din acele vremuri și de ce nu și din aceste vremuri, da? Uh-huh. Bun, așa. Deci viața următoare, în fine, îl convinge să se întrupeze. Așa, deci viața următoare se întrupează într-un bărbat cu un corp așa de masiv, dar cred că în vremurile astea oamenii sunt tare masivi, da? Da. Parcă e luptător de wrestling. Știi? Uh-huh. Are niște brațe așa mari, niște pulpane așa, deci sunt mari oamenii, da? Și femeile sunt făcute bine, zvoinice, dar subțiri în tale, au forme. Știi? Au da. Sâni, au de toate, așa. Arată bine, sunt rubiconde, așa. Știi? Uh-huh. Și copilașii sunt mai mari, că uite, mă uit la un copil de 5 ani și arată cât un copil de 14-15 ani din zilele noastre. Da. Deci mărișori, sunt bine dezvoltat. Așa, deci este meșteșugar, pietrare este, da? Da. Dar ce iese din mâinile lui, te uimești. Ce iese din mâinile lui, da? Da. Adică face lucruri, cum să spun. Aici nu se folosește în timpul ăsta prea mult, e materialul. Piatra este materialul cel mai ușor de găsit, cel mai sigur și mai brut, știi? Și uh-huh. deci cam toate prin uh-huh. casă până la obiectele necesare și scobește dulapuri în pereți, uite, vezi de unde vine moda dulapurilor din pereți? Da. Așa, numai că era totul mult mai natural, da? Uh-huh. Vezi, piatra asta respiră odată cu omul care locuiește în casa asta de piatră, da? Da. Respiră, are o semnătură, da? N-a fost făcută, da? De mâna uh-huh. omului, știi? Adică poate adusă în modelul ăsta, da? Așa. Are o viață normală, da? Numai că ceilalți au mulți copii prin comunitate și el are numai unul, știi? Da. Dar cum uh-huh. să vă spun? Este văzut ciudat din această cauză? Nu este văzut ciudat, că se mai întâmplă. Așa. Dar sunt foarte limitați, da? Deci da. Văd pineala la corpul ăsta, este ca un firișor, e foarte subdezvoltat. Cranul este foarte închis, înțelegi? Ca să uh-huh. nu spun, să mă exprim, că sunt
parcă am tâmpi, înțelegi, știi? Da. Adică n-au partea asta de deschidere. Ei sunt foarte buni, sunt frumoși așa la aspect. Corpurile sunt zdravene, sănătoase, masive, naturale, știi? Puternice, care rezistă, dar partea asta de inteligent, dar nu inteligent, că inteligentă și de spiritualitate este foarte închisă, da? Da. Așa, deci asta este prima lui experiență, da? Da. În această viață se numește Tanar. Uh-huh. Se numește, știi? Și duce o viață în fine, până la așa, îi crește băiatul mare, își face și el o familie, îmbătrânește și mor. Da. Nu înțelege mai nimic din viața asta. Și știi de ce nu înțelege? Din ce cauză? Este ca și cum unul însetat, știi? În loc să dai un pahar plin cu apă, îi dai numai un deget de apă rece pe fundul paharului. Adică el nu este lăsat. Înțelegi? Să poate compara prin conexiunea pură dintre cele două minți. Ceea ce știe, ceea ce îi țin așa, știi? Și deci se reîntâlnește cu ăștia și cere o viață mai spirituală, știi? Dar întotdeauna când cere o viață mai spirituală, vine liar din urmă și face precontracte, arată contractele cu el și spune că are posesiune pe această parte sufletească. Da. Ca o posesiune, da. Adică spune că le permite să spunem dintr-un deget mai un vârf, știi, da. Să ia. Știi? În rest, ca și cum ar spune că este a lui și nu trebuie. În fine, deci asta este prima experiență. Apoi are un lung șir de experiențe, îmi vine că a avut 2058 de vieți, da? Da. Dacă se poate spune așa. În ce formă acestea? Ai avut foarte multe vieți multiple. Adică într-o viață avea trei ramuri, da? Da. Trei ramuri în trei subdimensiuni diferite. Trăia simultan, să spunem, trei ramuri. Cea mai mare expandare, aspectare, o trăiește într-o viață în care are șapte. Da? Și da. Deci este atât de ciudată viața asta, cu șapte ramuri, pentru că la un moment dat ajunge să se ajunge în postura de a fi bunicul, nu, strănepotul propriului bunic. Da, se încurcă. Nu știu cum să vă, stai un pic să vă explic. Da. Da. Deci se închide ca un cerc neamul din care face parte. Da. Din cauza asta. Dar am impresia că ei așa formează liniile astea genetice cumva, știi? Prin aspectarea asta. Da. În 3, în 4, în 7. În 2 deja era o experiență mai mică, știi? Și deci în cifra aia care am zis-o eu, 2058, deci aici practic sunt 7 vieți, nu una, da? Ați înțeles ce am vrut să spun. Așa. Bun. Cea mai recentă viață în legătură cu asta, da? Și văd și în corpul lui transgenerațional, dar o să spun mai târziu, dar văd în corpul lui translife informația asta, da? Da. Informația asta este în legătură cu o viață când era monk de la călugăr, da? Așa. Cum a ajuns acolo? Deci, ce vezi, stil de viață a avut de este european, dar este brunet, da? Da. Este trimis de tată, e din Andaluzia tatăl, deci așa, și este un om bogat, îl trimite la instruire într-o mănăstire din Tibet, da? Da. Se mai trimiteau europenii, dacă care își permiteau, ca așa cum de fapt, știi, la instruire acolo, da? Da. Și deci el prinde atât de mult această viață, da? Încă la un moment dat, deci
El are o fizionomie normală, central european. Brune cu ochii căprâți, sprâncene negre, fața rotunjoară, știi? La un moment dat, deci, parcă încep să-l să lățească obrajii, să se menea asiatic, știi? Da. La un moment dat, știi, de dorința de a fi cu ei, da? Bun. Aici, deci, trece prin cele 7 trepte, da? Care un fel sunt de, acelea? Dar nu mă apuc să le spun acum pe alea. Deci, cele 7 treceri și încercări ale înțelepciunii. Ce să spun? Că la unul stă fără nu știu ce, la doi să reziste, să reziste nu știu cât fără așa. De exemplu, la lecția 5 este să reziste fără apă. Da. Așa. Și deci din ce în ce mai dure încercările, da? Iar la între treapta 6 și 7 este ca omerta la sicilien. Este legea tăcerii, să nu vorbească cu nimeni. Pentru că ne vorbind în afară, îi ajută să se ducă în interiorul lor și să se centreze pe interiorul lor, da? Și deci el ajunge într-o stare de congruență atât de bine cu structurile, cu tot, cu corpurile, prin tehnica asta învățată, deși este limitată și acolo de unele entități, da? Astfel încât percepe niște erori, niște minciuni, da? Deci îi dă cu zero cu domnul, percepe domnul altfel, știe care e responsabilitatea să ducă experiența asta în corpul fizic până la sfârșit, ca urmai nu se va sinucide sau nu va pleca imediat, dar toate astea. Și deci Liar este mai mult decât agitat, pentru că este la un pas de a-l percepe cum este el cu adevărat. Și de a-i citi adevăratele intenții, da? Și atunci îi aranjează un accident, da? Ce fel aranjează? De accident? Deci, sunt mai multe persoane implicate? Ei se cățărau, este un zid așa, că nu pot să spun că e munte, că e ca un zid, dar el e o parte de munte, da? Atât de abrupt și ei trebuia să se cațere cu picioarele goale și ajutorul unei frânghii. Da. Dar nu o frânghie care e legată de sus ca să se tragă. O frânghie, o bucată de frânghie pe care o legau de părțile mai ascuțite care ies în relief să se cațere până sus. Și el cade de acolo, da? Da. Cade și se accidentează destul de grav, da? Da. În timpul căderii, deci, găsește tertipul să-l blocheze, da? Să-l blocheze, pentru că are mare importanță această viață pentru viața actuală, pentru că el nu mai vorbește. Da. În viața asta nu mai vorbește. De fapt, nici nu mai pleacă din mănăstire. Rămâne aici, nu vrea să mai plece. Dar nu mai este cel care a fost. Pentru că merge cu greutate, știi, are o problemă la oase, la șolduri și la oasele de la bazin care țin picioarele, știi, oasele. Acelea mai merge un pic ocărjat, știi, și suferința prin care a trecut, știi, l-a întors, să spunem, 100 de ani înapoi, da? Da. Deci îl văd că trăiește toată viața în mănăstirea asta, o viață simplă, face treabă, mătură, curăță legume, ajută, cultivă în grădină, face și el, merge și el cu ceilalți călugări, știi, la acele rugăciuni, așa, și rămâne aici, da? Da. Bun, când iese pe partea cealaltă, adică când decedează, da? Moare foarte bătrân, foarte bătrân, pe la 97 de ani. Da. Deci e ce mai gârbovit, dar slab uscat, pielea e ca o, cum să spun, ca un, așa, știi, ca o hârtiuță cu cioară, știi, pe față, creață în fine. Dar s-a ținut, cum să spun, adică n-a căzut la pat, n-a fost bolnav de altceva, știi? Da. Așa, și moare, dar pe partea cealaltă, când, deci când partea sufletească,
Iar așa are filtre puse, iar nu-și mai aduce aminte. Că poate depăși domnul și în plus leonianul își impune prezența, da? Da. Adică leonianul de aici înainte spune celorlalte entități, văd că ei au contracte cu stăpânitorii, anulând de crem, să-și stăpânească pe maică să. Așa, acestei dimensiuni, controlorii, să spunem, acestei dimensiuni, da? Și trece de programele, știi, mai joase a entităților. Influența lui, adică e mai mare, știi? Da. Și deci apare, bineînțeles că apare prin vise, prin astea, când el este în astral, în corpuri, în vieți, întotdeauna îl însoțește, da? Ca nelipsit, prietenul nelipsit, da? Și deci spune, uite, vezi, te-a lăsat de capul tău câteva vieți și uite ce dezastru ai făcut, spune. Ai plecat din țara ta să înveți, nici n-ai învățat, spune. Ți-ai lăsat părinții singuri acolo și rudele și toți aveau și o logodnică, știi? Care l-ar fi așteptat după perioada asta, știi? Și vroia el, bărbatul ăla care era tată, vrea, știi, să dea conducerea pe o mică parte din comunitate și vrea să fie disciplinat, să aibă o minte disciplinată, să fie mai deosebit, știi? Și zice, uite, tu nu te-ai descurcat, lasă-mă să aleg eu pentru tine sau lasă-mă să întreabă-mă dacă este bine sau rău. Și de aici înainte, deci, toate viețile sunt foarte mult influențate de Leonian, da? Deci, el a venit în corpul ăsta atras de mamă, de lumina ei, știi? Și de aceea parte liberă din conștiința ei, da? Da. Pentru că dorește, știau cumva că prin ea, da, ar fi o șansă să plece în sfârșit din Matrix. Da. Pentru că de fiecare dată când conștiința lui a înviat și a adus aminte și a început să facă chestii, să uită încă el conține ca experiență, da, în corpul Transnife, informații pe care alții nici nu le visează, da? Da. Și mă refer la deschiderea aceea de portaluri multiple, da? Da. Deci ar putea, cum să spun, reitera lucrul ăsta și bineînțeles că entitățile se tem ca să nu tulbure sistemul și toate, da? Da. Așa și atunci, cumva, deci, mie îmi vine că între luna 6 cu 7, când era însărcinată, când era în burtica ta, ei au întrerupt, au întrerupt ceva acolo. Ca și cum un creier rămâne fără lumină, da? Fără respirație, știi? Ca un fel de moarte aparentă. Deci este pentru o fracțiune de secundă, da? Da. Și deci și-au făcut ca acea zonă, înțelegi? Poate fi reiterată învățând lucruri noi și deci formând baby neuroni. Dar sunt, ca și cum sunt circumvoluțiunile lui, sunt niște zone lipite între ele. De nu ce sunt lipite? Nu sunt straturi, din cauza acestei intervenții, da? Da. Deci l-au curentat ca să nu iasă bine în corpul ăsta, să nu poată face foarte multe lucruri, da? Da. Și în plus, leonianul este cu el, da? Da. Deci este foarte persuasiv, da? Deci nu este ca restul entităților să dea cu pumnul masă și să înjure sau să încearcă să intimideze. Este persuasiv, știi? Adică, dacă nu ești atent, umblă la cutia cu dorințe, da? Pentru că aici, fiind conștiințele în comun la ora asta, când ne așa observăm viețile, corpurile altcuiva, da? Așa, deci când punele sunt deschise și el poate să citească, știi? Da. Și deci vrea să ajungă la partea asta de dorințe ca să propună persuasiv exact ceea ce și-ar dori. Vreo unul dintre noi, da? Dintre noi patru. Eu, tu, Dana și Dănuț, da? Așa, și
Așa că îi spunem frumos și elegant că am mai văzut ființe ca ei, da? Că da. Aproape că erau ceva foarte bun în creație, da? Da. De fapt, eu nu sunt aici ca să judec dacă e bine sau rău cineva, pur și simplu este, da? Ia să mă pun în poziția de observator, dar și ei cred că la un moment dat, cred că toate civilizațiile astea mărețe, știi? Și da. Vedeți că este valabil și la oameni ăștia care ajung foarte sus, știi? Li se urcă la cap. Li se urcă la cap și atunci când li se urcă la cap, ei, cum să spun, se simt mari, știi? Față de ceilalți, că uite ce au făcut ei și da. Asta și încep să dorească să-i transforme pe ceilalți, brusc așa, știi, sărind etapele, uitând că ei până să ajungă ca și civilizație, ca și așa, la stadiul ăsta s-a întâmplat ceva, da? Și da. Apoi intervine când vede că nu se poate și eșuiază, atunci însclavește, îi fac sclavii lor. Zice, măcar da. Să-i deservească, știi? Și de când ne-a spus, a întors cu spatele, da? Da. Deci nu-i place că îi citesc și eu dorințele. Dorințele lor, deci dorințele lor este să adune, cum să spun, cât mai multe părți sufletești care să accepte de bună voie să stea în dimensiunea asta unde sunt leontarii ăștia, știi? Pentru că le pot reînvia lumea, le pot reface lumea, da? Da? Este o lume față vis-a-vis de lumea noastră fizică așa cum este, prin corespondență, aș spune, da? Pentru că ei sunt corpurile lor fizice, nu mai sunt de mult și le-au pierdut, da? Și tot din dorința de a le transforma le-au pierdut, da? Din dorința de a le face mai de vibrație mai înaltă, mai luminoase, mai așa, până la urmă și-au pierdut corpurile, tot din nas pe sus și le-au pierdut, știi? Și atunci ei cred că cu lumina, cu energia sufletului, lumea lor s-ar putea pune din nou pe picioare, da? Și fiindcă au cunoștințe, da? Ar putea dărâma din nou celelalte entități și ar putea veni ei din nou la suprafață, câștigându-și câțiva aliați, da? Da. Trebuie să facă un război interrasial, interplanetar cumplit până la urmă, da? Da. Deci nu vor să-și refacă lumea pentru că și-au învățat lecția, da? Și și-au dat seama că toate chestiile care le știau le puteau folosi făcând atât de bine, la atâtea rase, la atâtea planete, știi? Deci tot ca să tragă turta pe spuza lor, cum ar veni, da? Așa, și fiindcă este răspunzător, eu vreau să ne întoarcem și o să te rog să inspiri și să expiri și să-ți aduci aminte atunci când erai însărcinat. Da? Vreau să te percep pe tine când erai însărcinată, da? Mângâiesc burtica, copilașul tău e acolo înăuntru, da? Așa. Vreau să mergem în momentul când ei au întrerupt lumina, da? Percep că este noapte, da? Și tu ai simțit, asta a fost ca o durere ascuțită, da? Ești trează din somn și am văzut că ai stat pe marginea patului. Deci ai simțit lucruri ca un fulger, chiar dacă nu l-ai tradus, să spunem, cu mintea fizică, fiind adormită în REM, știi? Așa. Și vreau să spun. Deci este ca și cum ar fi construit o antenuță la spate, la cerebel, pe care o are încă, fii atent, așa, ca un os de pește de copac, nu știu cum se spune, ca un brăduț stilizat, știi? Și deci aici primește
un impuls, o scânteie. Cum ai pune două fire cu electricitate și fac scânteie între ele. Așa. Și deci să le spui acestor ființe că tu nu dorești să facă nimic asupra pântecului tău. Pentru că acolo este o parte sufletească care acum și aici se curăță, da? Și ei n-au niciun drept să vină în sfera ta, să se amestece în pruncul tău nenăscut și să-ți facă lucrurile astea, da? N-au niciun drept și nici roșcatul ăsta n-are niciun drept, da? L-a păpat atâtea, că până la urmă, vezi tu că lumina spiritului scade, da? Știi? Deci, parcă pălește, el este pal acum, nu mai este strălucitor, iar cum era la început. Și la un moment dat a început al păpa și de energie. Și apoi să treacă din loc în loc, dimensiuni, prin așa, deci îi trebuia energie și i-a păpat suficient și deci nu are niciun drept, da? Contractul acela care a fost făcut, da? Lor nu li s-au arătat. De asta li s-au legat ochii, da? De asta li s-a pus pânza aia ciudată, impermeabilă, știi? Deci imprimată ochios ca să zici că e ceva frumos. Da. Din afară, da? Era făcută dintr-un material care bloca viziunea. Da. Tu știi ce pineală aveau atlantezii? Scuză-mă. Deci compară un, cum să spun, un ardei iute cu o prună, din aia babană, goldană, știi, cam așa ceva. Foarte plin așa de, umplută de lichid, da? Cristale active, da. Pentru că ei lucrau în lumea asta în jur, a cristalelor, primeau, deci tot, până la urmă, tot și culoarea și cuvântul și respirația și orice suflă există și se înființează, este vibrație, da? Da. Și atunci, deci ei se întrețineau, ai văzut cum s-au deteriorat, da? Și aș vrea, dacă el dorește, să vină în prezent și cu acel aspect, da? Pentru că care îl ține la acel corp, da? La 7-8 straturi distanță față de prezent, da? Pentru că, deci acel corp practic, într-adevăr, nu este putrezi, dar este mort. Să-i retragă lumina din el. De ce să alimenteze un corp mort dacă el este viu, da? Da. Da. Și să știi că, uite, de exemplu, el nu are clone, da? Clone virtuale are pe care se lucrează asupra lui. Prin intermediul osului de pește, da? Clone virtuale are, dar clonă fizică nu are, pentru că Liar n-a dat voie să facă clonă fizică în viața asta. Și zice, păi vezi că am făcut și bine. Zic, da, dar tot binele se redirecționează spre interesul tău, da? Zic, este timpul să înțelegi și cu blândețe, îi spun. Ați făcut și lucruri frumoase, da? Ați făcut și lucruri mărețe, da? Dar este timpul să vă duceți la odihnă, da? Da. Este timpul să vă predați surse, pentru că sunteți spirite. Pentru că dacă vă predați surse, sursa vă primește în brațele ei, așa? Și voi veți reveni. Puteți să vă refaceți lumea voastră pe alte considerente. Da. În felul ăsta, prin lumină și iubire, nu prin stocarea și blocarea altor ființe, da? Până la urmă cu altă direcție de a merge în experiențe, da? Da. Bun. Spune, deci, să rupă toate contractele și contractele care le-a făcut Liar cu păzitorii acestei dimensiuni, cu controlorii dimensiunii astea, da? Da. Așa, și pentru că el a făcut în numele lui, da? Prin spate, adică fără să știe de fiecare dată. Că era marja aia că să aleagă el, că n-a înțeles. Dar voi lăsați voi toate entitățile. Lăsați omul să înțeleagă în viața lui? Da. Păi zice că noi cum înțelegem? Noi cum suntem aici? Și... Păi am avut o șansă. Am cerut, am țipat la... Univers, ni s-a dat
ni s-a dat voie de către sursă. Însăși ne-am copt ca fructe ale ei, da? Deci da. Eu nu mi-am cerut voie de la Dumnezeu local și de la alte entități ca să fiu ceea ce sunt acum, da? Da. Așa, bun. Ia să rupă toate contractele și cu ei, da? Înainte de asta, până la urmă și contractul cu Atlantis, că ai văzut, a dat atașamentul acela, da? Da. Să știi că are contracte de a veni în Atlantis cu o rasă care își spune nemuritorii, da? Mai aparent sunt oameni uriași, da? Da. Dar ei nu sunt. Cât de mari sunt? Da, așa, la vreo 3 metri și... Și au o fizionomie ciudată. Seamănă cu turcii vechi, nu-mi vine altceva. Da. Și nu vreau să caut prea mult în mintea fizică, înțelegi? Și așa, deci... Și cam toate sufletele care merg acolo, știi? Parcă sunt în contracte cu ei. Da. Parcă mișcarea s-a produs din inițiați, cum ar veni, de pe Terra, știi? De a dori să construiască o lume. Dar până la mișcare mai era nevoie și de energia cristalelor, da? Să știi că mai avea două facțiuni până să ajungă de tot în cinci. Odată ajuns în cinci cu totul, Atlantida a devenit cu totul cristalină, da? Adică silicoasă, cum se spune. Așa, deci tot ceea ce era materie s-a transmutat, știi? Și deci nu tot ceea ce era pe ea a transces. Da? Adică nu toate, până la urmă și obiectele, și lucrurile, și ființele aveau vibrația necesară ca să susțină, știi, această transmutare. Și atunci ei au categorisit-o drept dezastru. Da. Drept bubuială, de explozie. Dar explozia a fost acea parte din ei care n-a putut să treacă dincolo. Da? Da. Așa. Și deci grăsanii ăștia le vindeau nemurirea la sufletele. Spuneam că dacă merg în Lemuria și în Atlantis, atunci e să... Adevărul că trăiau foarte mult, da? Uite, de exemplu, tatăl lui, pentru că el și-a pierdut viața, a trăit 1078 de ani. Da. Și deci gândiți-vă că anii nu se măsoară ca a noștri. Deci este creierul omenesc este prea mic ca să-și închipui o viață de genul ăsta, știi? Da. Altfel, deci, ocupațiile noastre actuale sunt prea insignifiante, prea mărunțele ca să înțelegem ce era acolo, da? Da. Așa. Și deci are contrast cu... Spune-i nemuritorii, știi? Dar ei s-anună toată ziua, s-anunachești. Așa, și... Da, și... Deci, parcă sunt, cum să spun, se deplasează ca niște care de foc pe cer, ca o constelație. Ciudată forma asta, știi? Navele lor, cum știu să se... pun în formații să se camufleze, ca să nu se vadă pe unde umblă, în fine. Deci au legătura cu ei, că au și ei, cum ar veni, telepații lor, știi? Da. Și îi canalizează să meargă acolo. Da. Dar ca origine, deci este dintr-o planețică, de fapt, ca o lună, al lui Cilis din Pleiade. Da. Da. Așa. Și pleiadenii foarte mult au lucrat și cu leonienii, da?
a căror destinație este aproape de Lira pe acolo, și cu cei de pe Vega, format triunghiul ăla, știi, prin care se venea din alte universuri. De fapt, alte universuri sunt extensie, da? Una la alta, da? Da. Nu stăm să dezbatem filozofia creierii universurilor aici, știi? Da. Așa, cert este că trebuie să ruptă, să rupă contractele și cu ei, da? Da. Știi, și apare Iahve, știi, foarte turbat, știi? Cu sclopă de mână și cred că cumva am izbit cu energia din care am format corpul de lumină, mă anulez ăsta de lumină, clopotul, pentru că i s-a deformat holograma și pare turtit. Da. Așa, și zice cu furie că din moment ce sufletele vin pe Terra, singura entitate care este stăpânul universului, nu serios. Cine este? Și, da, da, nu, așa. Da, nu l-am. Da, nu l-am de creem. Nu serios. Chiar vrei să, chiar ne crezi așa, fraier, sau cum anulezi de crezi? Așa, deci este el. Deci, ce a fost înainte, spune, se consideră un alt segment din experiențele lui. Asta contează. De când a fost om, ca acum e om. Da? Da. Și zic, și spui cumva că el ar mai avea contracte cu tine, din moment ce tu reclami, el și-a rupt contractele celelalte, a ajuns până la lumea lui liberă, da? Da. Așa. Și da. Stai așa. Și păi, sunt cu Iacve și tu vrei să continuăm, da? Da, să spunem, păi, să continuăm. Da. Așa, da. Și zice că are... Da, sigur că mai are contracte. Și zic, nu te cred. Ia arată el. Să-l scoată. Arată și copile și oglindirile și ia să dea cu foc să le arde. Spune. Deci că nu-i, ca și mare zice că nu-i fair play. Să... Ia, uite cine îmi pune mie cu fair play, da? Da, las, că nu voi care, da, voi care faceți chestiile astea, că nu vreau să intru în partea de adus aminte, că doar spun. Nu judec, da? Să rupă toate contractele, da? Da. Da. Bun. Acum aș dori să-și unească corpul, să-și refacă corpul de lumină și de iubire cu noua informație, da? Da. Așa, să-și retragă toate aspectele care sunt în legătură cu afecțiunea pe care o are. Și cel mai puternic aspect este cel de când era monk, da? Da. De când era călugăr din acea viață, da? Să înțeleagă că, da, este adevărat, că el zice că el înțelege foarte bine și înțelege tot. Și el comunică foarte mult pe emoțional și înțelege și emoțiile celor din jur, da? Da, dar... Uite că în viața asta ai nevoie de limbă, de gura fizică, de cuvinte, da? Deci aș vrea să-i dai mâna să iasă din lumea asta tăcerii. Să o lese în urmă ca și cum are și dintr-o cameră, înțelegi, în care este ceața asta tăcerii și are și la lumină și ar putea vorbi într-o cameră. Și poate vorbi. Da. Spune ca și mamă ce-ți dorești tu de la el, da? Așa. Și spune că eu nu te oblig să faci tu lucrurile astea. Eu sunt bucuroasă, te iubesc și te cinstesc ca fiul meu, da? Sunt bucuroasă că ai venit la mine și te iubesc mult profund, da? Dar uite-te în jurul tău, uite și fratele tău așteaptă să comunici cu el, da? Și n-ai mai fi nevoit să te duci să faci nu știu ce terapii, da? Spune că vreau să scoată și eticheta de autism, da? Este ca o etichetă, da? Și să-și retragă tot ceea ce are prin investigațiile care le-a făcut, știi? Diverse, țesut, sânge, etc. A făcut analize cândva. Da. Da, așa. Și
să-și retragă tot, da? Și acum îmbrățișați-vă și vă conectați cu spiritul adevărat și necontaminat al Mamei Terre, cu energia pură a din Univers. Închide toate canalele, toate găurile din casa ta, din așa, prin care poate veni ceva care tu nu poți să-l controlezi sau el, da? Așa. Este ca și cum ai face, știa, ți-ai zugrăvi casa și în locurile cu găuri, știi, astup cu material și netezești, da? Peste tot. Așa. Și acum cu iubirea Universului, iubirea din sursă. Simte iubirea asta în inima ta, expandează-o asupra lui, așa, și ia-l cu tine în sursa primordială a creației. Spune să-și accepte potențialul pe care îl poate atinge, că ce îi spun acolo, chiar și doctorii, știi, chiar și toată lumea, ce îi spune unul și ce îi spune altul, nu este egal cu ceea ce poate face el, da? De când ne naștem și până închidem ochii, ceilalți ne spun multe lucruri, ne spun diverse. Le spun, tu poți așa, tu nu poți așa, tu vei face așa, tu nu vei face așa. Dar noi, dacă ne detașăm de toate astea, noi facem ceea ce trebuie pentru binele nostru cel mai înalt. Da? Și acum să faceți o sferă de protecție la fiecare, să duceți abundența benefică, inspirația și acceptarea potențialul până la corpul și mintea fizică. Da. Așa. Și mai am de subliniat scurt o chestie, da? De ce, de ce tu, Dana, ai primit, să spunem, scuză-mă că mă exprim așa ca o palmă cu chestia asta în viața asta, da? Este vorba de un contract pe linia ta feminină, da? Pe care îl ai. Da. Alexandru, închide, te rog, și le deschizi. O secundă. Vreau să rămân numai informația asta.